Doamnelor, domnilor, bună ziua și bine v-am regăsit la ora știrilor. Compania Energocom și centrala de la Cuciurgan prelungesc contractul de livrare a energiei electrice pe malul drept. Anunțul a fost făcut de așa numitul Minister al Dezvoltării Economice din regiunea transnistreană pe canalul său de Telegram. Potrivit informației, în ianuarie 2023, Tiraspolul va primi în continuare întreg volumul de 5,7 milioane de metri cubi pe zi de gaze naturale pe care Gazprom îl furnizează Republicii Moldova. În schimb, centrala de la Cuciurgan va furniza energie electrică pe malul drept la indicatorii medii zilnici din decembrie și la același preț. Totuși, autoritățile de la Chișinău, precum și companiile Energocom și Moldova Gaz, nu au furnizat nicio declarație oficială în acest sens. Reamintim că în noiembrie Republica Moldova a cumpărat energie electrică din România la prețuri mai mari după ce acordul de achiziție de curent din stânga Nistrului nu a mai fost prelungit. Întreprinderea de stat Moldelectrica cere majorarea tarifului cu peste 80% pentru serviciul de transport al energiei electrice. O solicitare în acest sens a fost depusă la ANR. Deocamdată nu se cunoaște când și cu cât vor fi ajustate tarifele pentru lumină pentru consumatorii finali. ANR admite scumpiri, însă precizează că majorările nu vor avea impact imediat asupra prețurilor la energie electrică pentru consumatorii finali. Potrivit solicitării depuse de Moldelectrica, operatorul solicită ca noul tarif pentru serviciul de transport al energiei să fie de 26 de lei și 43 de bani pentru un kilowattoră, ceea ce este cu circa 82% mai mult decât actualul tarif de 14 lei și 50 de bani pentru un kilowattoră. Moldelectrica argumentează necesitatea ajustării tarifului printr-o serie de factori, precum rata inflației, cursul de schimb al leului față de dolar, dar și creșterea volumului de consum tehnologic de energie electrică. Printre motivele invocate de Moldelectrica la scumpirea serviciului este și creșterea semnificativă a pierderilor și consumului tehnologic în rețea, care se atestă după sincronizarea sistemului energetic al Republicii Moldova și Ucrainei cu cel al Europei continentale, începând cu 16 martie curent, se spune în declarația Moldelectrica. ANRE a declarat că examinează solicitarea și a cerut date suplimentare care să justifice costurile suportate de operator la prestarea serviciului de transport al energiei electrice. Agenția precizează că acest serviciu este parte componentă a prețului achitat de consumatorii finali și că acesta nu se va schimba imediat în cazul în care majorarea va fi aprobată. În prezent, tariful energiei electrice pentru consumatorii casnici de servicii de premier energie este de 4 lei și 62 de bani pentru un kilowattoră, iar pentru cei de servicii de FE Nord, 4 lei și 65 de bani pentru un kilowattoră. Alegerile locale ar putea fi organizate în 29 octombrie sau în 5 noiembrie 2023. Despre acest lucru a anunțat secretarul Comisiei Electorale Centrale, Alexandru Berlinski, în cadrul unei emisiuni de la N4. Potrivit lui, data exactă urmează să fie fixată printr-o hotărâre a CEC cu cel puțin 70 de zile până la ziua scrutinului. Amintim că în cadrul ședinței plenare din 8 decembrie, proiectul Codului Electoral al Republicii Moldova a fost votat în lectură finală de deputații PAS. Noile prevederi permit desfășurarea alegerilor timp de 2 zile, sâmbătă și duminică, și asta doar în situații excepționale, cum ar fi pandemia, starea de urgență, prin derogare de la regula generală. Mai mult, acest lucru urmează să fie stabilit prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale cu cel puțin 25 de zile înainte de ziua alegerilor. Noul cod electoral oferă cetățenilor dreptul de a vota atât în baza buletinului sau a buletinului provizoriu de identitate, cât și în baza pașaportului, indiferent de tipul scrutinului. În plus, documentul prevede tipărirea buletinelor de vot doar în limba română, în rusă fiind tipărite materialele electorale informative. Deputații BCS au declarat în plen că redacția propusă a codului electoral generează riscul discriminării unor categorii de alegători în raport cu altele. În replică, președintele Comisiei Juridice, Numiri și Imunități, Olesa Stamati, a spus că reprezentanții Comisiei de la Veneția nu au avut nicio obiecție la acest capitol.
capitol. Iar Ministerul de Externe de la Chișinău a declarat că dacă există solicitări de a tipări buletine în limbile minorităților, acestora li se va da curs. Accident rutier grav ieri în stânga Nistrului între localitățile Butor și Mălăiești. Un șofer aflat în stare de ebrietate a pierdut controlul volanului, iar ca urmare Mercedesul pe care îl conducea a derapat în șanț, unde s-a răsturnat de câteva ori. Imaginile de la fața locului au fost surprinse de o cameră de bord și postate azi pe site-urile presei locale. Potrivit așa zisului Minister de Interne din regiunea Transnistreană, la volan se afla un bărbat de 40 de ani care a ajuns la spitalul din Grigoriopol cu leziune craniocerebrală închisă, coastă rupte și zgârieturi. Analizele au arătat că acesta avea un nivel de alcool în aerul expirat de 1,3 mg per litru, ceea ce reprezintă o stare de ebrietate avansată. Pentru că a condus băut, el riscă amende și privare de dreptul de a șofa pe o perioadă de până la 2 ani. Amenzi între circa 170 de mii și jumătate de milion de lei pentru trei companii care au participat cu oferte trucate la achiziții publice. Potrivit deciziei din luna iunie a Consiliului Concurenței, dar publicată abia ieri, întreprinderile au fost sancționate pentru acord anticoncurențial în cadrul a 18 licitații din perioada 2018-2019. În document se mai spune că scopul firmelor amendate a fost distorsionarea și simularea concurenței și respectiv afectarea prețurilor pe piața relevantă. În acest fel, potrivit instituției, nu a existat o concurență reală și eficientă. Decizia poate fi atacată în termen de o lună. De remarcat faptul că adresa juridică a celor trei companii este în Cimișlia. La două dintre ele este chiar identică, iar administratorii sunt trei bărbați cu același nume de familie. Activitatea principală a întreprinderilor vizate este construcția clădirilor rezidențiale și nerezidențiale. Oamenii legii au reținut în flagrant un bărbat din Cimișlia pentru furt din automobile. Conform datelor poliției, bărbatul de 31 de ani, timp de o lună, a sustras pe timp de noapte accesorii de lux din mașini. După ce le fura, acesta a lăsat un mesaj pe parbrizul automobilelor, iar pentru răscumpărarea bunurilor, proprietarii trebuiau să transmită bani prin intermediul aparatelor de plată electronică sau prin transfer pe aplicația Telegram, după care primeau locația flării obiectelor. Pe acest caz au fost înregistrate 9 plângeri, iar suma prejudiciului a fost estimată la peste 100 de mii de lei. Plus, suspectul era dat în căutare pentru că s-a eschivat de la o sentință de condamnare la 5 ani. Acum, pentru faptele comise, el riscă încă 4 ani de închisoare. Doi bărbați din Chișinău au ajuns pe mâna oamenilor legii pentru trafic de narcotice. Aceștia au fost prinși după ce au vândut hașiș unui polițist, achiziția fiind de partea unui plan al ofițerilor antidrog. Un gram de stupefiante costa 300 de lei, iar cei doi indivizi de 37 și 42 de ani mizau pe un venit de 450 de mii de lei. În timpul perchezițiilor de la domiciliul acestor angajații poliției au ridicat 1,5 kg de droguri și mai multe cântare electronice. Dacă vor fi găsiți vinovați, indivizii riscă de la 7 la 15 ani de închisoare. Pentru cei care preferă să sărbătorească Revelionul peste hotare, cele mai populare destinații în acest an sunt România și Bulgaria pentru iubitorii de zăpadă, iar turiștii dornici de căldură aleg în mare parte Egiptul. Bucovel, o stațiune populară în trecut, este acum inaccesibilă pentru cei mai mulți dintre noi, în schimb moldovenii aleg Sinaia sau Brașovul din România. Unele agenții de turism spun că au înregistrat anul acesta o scădere cu 15-20% numărului de clienți comparativ cu anii pandemici. Cu toate acestea, conform statisticilor, câteva mii dintre concetățenii noștri vor sărbători anul nou departe de patrie. Unde, la ce preț și pentru cât timp poți merge sau zbura, vedeți în reportajul ce urmează.
În acest an, potrivit agențiilor de turism, clienții se împart în două categorii, cei care merg în România și Bulgaria de sărbătorile de anul nou și cei care aleg Egiptul. Administratorii firmelor de călătorii spun că cele mai populare stațiuni de schi de peste Prut sunt Sinaia și Brașov, iar tinerii preferă stațiunea Bran de la Poalele Carpaților. Pentru perioada Crăciunului și anului nou, prețurile pentru tururile cu masă inclusă cel puțin dejunul, de exemplu, vor fi cu 10-15% mai mari decât de obicei. România va fi foarte scumpă pentru 3 nopți de la 700 în sus, asta din cauza faptului că ofertele cu prețuri mici au fost luate chiar de români, care la fel se odihnesc în această perioadă, adică ce era la prețuri acceptabile a fost cumpărat încă în septembrie. Puteți găsi mai ieftin, de la 250 la 300 de euro, dar atunci mâncarea va fi strict pe cheltuiala dumneavoastră. În Bulgaria, cea mai populară pentru moldoveni de anul nou rămâne în mod tradițional stațiunea de schi Bansko. Tururile variază de la 300 la 700 de euro de persoană în funcție de câte stele are hotelul. Dacă e să vorbim despre restul Europei, tradițional la mare cerere sunt Alpii, Elveția, Austria, Franța, Italia și, bineînțeles, Patria lui Santa Claus, Laponia. Putem să le propunem Laponia, este țara lui Moș Crăciun. Aici prețurile încep de la 1500-1800 de euro de persoană. Câteva zile să vă aflați anume în țara lui Moș Crăciun. Potrivit agențiilor de turism, Egiptul bucură cu prețurile sale din acest an. Dacă noi să vorbim despre Egipt, atunci prețurile încep de la 670 de euro de persoană și acest preț include o săptămână de cazare, hotel de 5 stele, zbor, tur, retur, transfer și asigurare. Cea mai populară destinație pentru moldoveni în perioada iernii în anii precedenți, Bucovel, este practic închis anul acesta, deși posibilitatea de a merge acolo totuși este. Agenții de turism, din motive de siguranță, nu recomandă acest lucru. Nu propunem, nu recomandăm, pentru că pentru noi siguranța este primordială. În schimb, există noi propuneri pentru așa numita destinație de sănătate care capătă popularitate. Este vorba despre sanatoriile din România, Slovenia, Cehia. Основная масса наших туристов выбирает вот в этом году именно Slovenia. Cea mai mare parte a turiștilor noștri aleg anume anul acesta în Slovenia, Rogasca, Slatina, cei care vor să prevină bolile gastrointestinale, care vor să se liniștească puțin. Zăbolivanie желудочно-кишечного tracta. Anul acesta a apărut o astfel de destinație, precum Karlovy Vary și Marianske Lazne în Cehia, dar să mergi la o stațiune balneară pe 3 zile e necesar cel puțin 5-7 zile. Încolo de anul nou, tururile vor fi de 1500 și mai mult. Și pentru iubitorii de exotic există destule oferte, însă în acest caz un tur pentru două persoane va începe deja de la 7.000 de euro în Maldive sau Seychelles. O călătorie în Emirate va costa de la 3.000 de euro, în preț fiind incluse biletele avia scumpe, având în vedere că zboruri directe din Chișinău acum nu sunt, ci doar din București sau prin Istanbul. Părerile moldovenilor cu privire la o eventuală vacanță s-au împărțit. Mulți bani trebuie, noi suntem pensionari. Aș vrea să-mi vizitez fiica în Turcia, dar la modul general aș vrea să vizitez Thailanda. De anul nou, sărbătoresc cu familia, acasă, ne gândim să ne ducem peste hotare în România, poate să sărbătorim la munte. Din cauza salariilor nu mulți, apropo, posibilitatea și mie mulți opționează pentru ca să fac acasă de obicei. De aceștia care își permit, care au un salariu mai mare, își permit să duc în alte țări. Voi sta aici cu prietenii și părinții mei. Vom merge, desigur. Unde, dacă nu e secret? Nu departe, în România. De ce anume acolo? Avem copii la anul acesta, prin urmare, am ales mai aproape. Prețurile în acest an, știți, peste tot sunt mai mari. Desigur, dacă e să le compari cu anii precedenți. Potrivit Biroului Național de Statistică, în ultimele 3 luni ale acestui an, aproximativ 15.000 de moldoveni au putut vizita Egiptul, Turcia, Maldivele, Emiratele Arabe Unite și România. În același timp, potrivit unor agenții de turism, numărul mediu de turiști în 2022 a scăzut cu aproximativ 15-20%.
Atât pentru această oră, doamnelor, domnilor, eu vă dau întâlnire cu noi informații la ora 18:45 de minute. Mulțumesc pentru atenție, pe curând!